Aș vrea să vă aduc doar câteva informații legate de referendumul care se va ține săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică. Programul va fi de la ora 7 până la ora 21. Deci de la 7 dimineața până la ora 21 se poate vota. Se poate vota doar cu document românesc valabil. Care să aibă percere pe asta înseamnă carte de identitate sau pașaport, dar să fie valabile, nu expirate, nu cu buletin italian, nu cu acte italiene. Este ceva ce privește România, de aceea trebuie un act românesc. Pot vota toți cetățenii români care au act valabil, care au împlinit vârsta de 18 ani. Nu se ține cont de rezidență, nu se ține cont unde ai rezidența, domiciliul, și cei care sunt în vizită, și cei care se află pentru o zi sau două, pot să voteze. Important este să aibă act românesc, un document românesc valabil. Câteva lucruri importante legate de referendum. În primul rând, nu este o chestiune politică. Foarte multă manipulare va fi în zilele acestea, dezinformare, pentru că, de fapt, mijloacele de informare, mai ales cele din România, sunt controlate de alte entități care nu doresc succesul acestui referendum și combat pe orice cale și aduc multă dezinformare. Nu este o chestiune politică, adică nu este referendumul lui Dragnea, nu este al PSD-ului, nu este al lui Putin. Nu este o chestiune politică, este o inițiativă cetățenească. 3 milioane de oameni au semnat și acum sunt chemați la vot cetățenii români. Nu este a unui partid politic, nu e pentru un partid, însă ce vreau să spun este că totuși partidele politice și politicii care vor interveni, ne vom aminti de ei. Cu câțiva ani în urmă, la Roma, am avut manifestația aceea Family Day și pe atunci primul ministru italian n-a ținut cont de ceea ce s-a făcut, de demersurile Coaliției pentru Familie de aici din Italia, și a fost o vorbă atunci spusă în direct primului ministru: ne vom aminti de tine. Și foarte ciudat că un partid care stătea foarte bine a ajuns așa de jos încât se pune problema dispariției lui din politică. Ne vom aminti de toți acei politicieni care au combătut acest referendum. Ne vom aminti de ei pe viitor. Dar deocamdată asta nu e o chestiune politică, este o inițiativă cetățenească. Nu are altă agendă ascunsă. O altă manipulare era aceea că, și dezinformare, că pe buletinul de vot nu veți găsi termenul familie, soț, bărbat, femeie și așa mai departe. Nu le veți găsi, pentru că legea prevede asta, orice referendum se face în baza unei legi și atunci pe buletinul de vot veți găsi doar întrebarea aceea: sunteți de acord cu revizuirea Constituției României în forma adoptată de Parlamentul României? Da sau nu? Și atunci dezinformează unii și spun: stați că acolo în revizuire în Parlament au ascuns niște legi pe undeva și le-au pus niște dosare. Nu s-a pus nimic, pentru că ce scrie acolo este și în monitorul oficial, nu e vorba de altceva decât articolul 48 din Constituția României, aliniatul 1, care prevede schimbarea pe care noi ne-o dorim, căsătoria liber consimțită, nu între soți, cum este acum, ci între un bărbat și o femeie. Deci asta trebuie să fie foarte clar. Orice ni s-ar spune, noi trebuie să știm foarte clar, e vorba despre căsătoria între un bărbat și o femeie, chiar dacă nu scrie asta pe buletinul de vot. Da, asta nu este altă agenda ascunsă. Apoi, nu se discriminează nicio minoritate. Nu discutăm despre alți subiecți, noi vorbim despre noi. Avem dreptul nostru, este dreptul nostru să definim căsătoria. Punct. Nu mă interesează altceva, nu discut despre alții. Discutăm despre noi, e un drept al nostru, e ceva legitim, nu e vorba de familie, ci e vorba de căsătorie prin familie, pentru că iarăși o altă dezinformare, se spunea, bun, ce se întâmplă cu o femeie care a rămas văduvă și are copii, ea nu mai este familie pentru că nu are bărbat. Nu asta, deci astea sunt dezinformări. Căsătoria, ce înseamnă căsătoria? Căsătoria se face între un bărbat și o femeie.
cu liber consimțământ. Asta spunem noi acum, asta se votează la referendum și nu altceva. Nu e vorba de familii monoparentale, nu e vorba de văduve, de orfani, ci doar despre căsătorie. Și trebuie punctat foarte clar, pentru că termenul soț, între soți, este destul de ambigu. Adică se poate interpreta mai curând între, poate fi încheiată căsătoria oricum, și chiar numărul. Pentru că în momentul în care ai spus căsătoria între soți, la un moment dat, poate fi și poligamie, și între 3 și 4 soți, că nu spune între 2 soți, ci între soți. Și într-un viitor poate să se găsească și asta. Deci, acum, termenul spune clar, un bărbat și o femeie. Deci se stabilesc mai multe lucruri, se clarifică mult mai multe lucruri. Apoi este o inițiativă cetățenească exprimată printr-un vot legitim. E un drept al nostru, oricât ar urla alții, e un drept și atâta tot, nu discutăm prea mult. E un drept, îl exercit și atâta tot. Avem dreptul, e dreptul nostru ca cetățeni, e dreptul țării noastre și este un principiu de bază al democrației. Voința suverană a poporului, decisă de majoritate. Asta e. Minoritatea se supune majorității. E un principiu pe care noi îl adoptăm și este un principiu sacru al democrației. Apoi, e nevoie de a proteja familia față de orice alt eventual atac din altă parte. E adevărat că în codul civil, la ora actuală, este prevăzută căsătoria între un bărbat și o femeie. Este adevărat. Dar vorbim de două lucruri total diferite. Codul civil este o lege organică ce poate fi schimbată oricând în Parlament. Dacă parlamentarii noștri vor mâine să schimbe codul civil, au majoritate politică în Parlament și în două ore au schimbat legea. În Constituția țării nu se poate întâmpla asta. Constituția se poate schimba numai și numai printr-un referendum, ceea ce este foarte greu. De aceea, în momentul în care noi scriem bărbați și femeie, doar ei se pot căsători, dacă am scris pe, doar în codul civil, e ca și cum ai pune pe o foaie de hârtie care oricine o poate rupe în momentul în care ai scris în Constituție, e ca și cum ai scrie pe un zid de beton și numai e ceva foarte bine pus acolo și cel puțin câteva zeci de ani stăm liniștiți. Sunt 14 țări în Europa care au acest lucru prevăzut în Constituția țării lor, căsătoria este unirea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie. Și noi vrem să fim și noi o țară, să ne alăturăm acelor țări care au prevăzut asta în Constituție. Pentru că toate legile care le dă Parlamentul trebuie să corespundă Constituție. Constituția este bază. De aceea noi n-avem încredere să rămână doar în codul civil, care poate ori fi oricând schimbat. Ne trezim mâine că l-au schimbat. De aceea e foarte important să fie în Constituție. Apoi, noi nu definim ceea ce sunt alții, nu ne interesează, nu intrăm în niciun joc, nu vrem să discriminăm, nu vorbim, nu blamăm pe nimeni, nu avem treabă cu alții. Noi definim ce suntem noi, ca și țară creștină, ca și familii creștine, definim ce vrem să fim noi, ce vrem să fie copiii noștri, nepoții noștri, România noastră. Ne definim noi viitorul, vorbim despre noi, e dreptul nostru, punct și atât. Nu ne interesează de alții, nu vrem să fim atacați de alții, noi ne ținem de ceea ce trebuie să facem noi. Este dreptul nostru. De aceea, pe 6 și 7 octombrie, adică sâmbătă și duminică, de la ora 7 la ora 21, avem secții de votare aici în zonă, am solicitat secții de votare. Se pare că cea din Oderță nu este doar, este o eroare pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, ea apare, dar de fapt pe lista ambasadei nu rezultă, deci vom avea secții de votare mai aproape de noi, la Pordenone, la Treviso, Veneția și vă voi trimite și am trimis deja pe grup toate informațiile legate de acest lucru. Eu cred că e bine să ne rugăm, e bine să postim. Joi, cultul pentecostal din România a proclamat o zi națională de post și rugăciune în mod special pentru familii, în mod special pentru succesul acestui referendum. Ne rugăm și postim, dar nu este suficient. Dacă suntem pentru familie, atunci trebuie să mergem și la vot. Dacă nu mergem la vot, înseamnă că noi avem alte păreri. Oricât am spune noi și oricât am... Acum, vorba aceea sportivă, minge e la noi. Politicienii și-au făcut treaba lor. Dacă într-o zi România
va fi altfel decât ne dorim noi, nu vom putea da vina pe politicieni, nu vom putea da vina pe guvern, pe nimeni altcineva. Pentru că acum responsabilitatea toată este la noi. Dacă iese, iese pentru că ne-am implicat. Dacă nu va ieși, este pentru că nu ne vom implica. De aceea vă invit să vă implicați, să vă aduceți tot aportul, să ne rugăm, noi ca biserică susținem valorile familiei, valorile morale ale familiei, ale căsătoriei, și credem că nu e suficient doar să ne rugăm și să postim, dar trebuie să mergem la vot. De aceea ne vom mobiliza să fim prezenți, fie sâmbătă, fie duminică, se poate vota o singură dată, votul multiplu este sancționat penal, deci este caz penal, o singură dată, la o singură secție de votare, se poate merge. Nu uitați, sâmbătă și duminică. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să fie mai departe cu noi. Amin.